Penalitățile erau o sumă de 336 de lei, iar ca să vină la zi, mai avea de dat 60 de lei. A dat cei 60 de lei și penalitățile i s-au anulat din oficiu. La asociația numărul 1, locatarii care au avut câțiva bani în buzunar au profitat de avantajele legii. Președintele asociației este convins că dacă termenul limită s-ar prelungi, și alți vasluieni ar încerca în timp să-și achite debitele. Până acum au beneficiat, am numărat, 6 persoane, da? 6 persoane, 6 proprietari de apartamente care au avut penalități ca urmare a neplății la timp a întreținerii. Aveau datorii mari? Unii chiar aveau și de pe timpul încălzirii centrale. N-ar fi rău dacă s-ar mai prelungi perioada asta. Este o soluție, atâta timp cât e sărăcia, polul sărăciei la Vaslui, normal că măcar de penalități să fie scutiți oamenii. Nu întotdeauna trebuie să condamnăm oamenii care efectiv nu pot. Și în Vaslui sunt foarte mulți care nu pot să-și achite datoriile să fie la zi. Avem nevoie de asemenea lege. E foarte greu pentru unii oameni care n-au unde să câștige un ban. Conducerea societății comerciale Termica este oarecum mulțumită de încasările făcute. Până în prezent și-au depus un număr de 2639 de dosare de penalități abonați, poștii abonați al Termica, în valoare de 5.358.883. Sumele pentru debit sunt în jur de 5 milioane, între 5 și 10 milioane, valoarea penalităților fiind mult mai mare. Termenul limită de depunere a cererilor de achitare a datoriilor pentru a beneficia de ștergerea penalităților este 15 iulie inclusiv.